Ministerul Apărării a avut o primă reacție după atacurile cu drone de la granița cu Ucraina. Ministerul transmite că verifică în acest moment dacă sunt drone care au căzut azi noapte pe teritoriul României. Pe de altă parte, premierul Ciolacu a anunțat că drona găsită la Plauru este de origine rusească, dar că oamenii nu au de ce să fie îngrijorați, pentru că nu ne atacă nimeni. Marina Filimon a urmărit declarațiile. Bună dimineața, Marina! Bună dimineața și bine v-am găsit din nou. Într-adevăr, premierul Marcel Ciolacu a anunțat astăzi, privind situația de la granița cu Ucraina din Delta, că este sub control în momentul de față. A mai menționat și faptul că acele adăposturi create, construite, nu sunt cele mai aspectuoase sau spațioase, însă sunt necesare pentru o mai mare siguranță a cetățenilor din localitatea respectivă. A fost întrebat despre dronă, ce fel de dronă a fost acea care a căzut. Acesta a menționat oficial, nu din partea lui, oficial din partea mea, APN, că drona respectivă este o dronă rusească care patrula în momentul respectiv a fost distrusă de forțele aeriene din Ucraina, iar bucățile care au căzut din ea s-au răsfrâns pe mai multe localități. În continuare, amintim și faptul că au fost emise mai multe mesaje ro-alert în care locuitorii, cetățenii au fost îndrumați să stea la adăposturi în subsolul casei sau unde se poate pentru a fi în siguranță, întrucât obiecte din cer. Această avertizare a fost emisă pentru 8 localități și a rămas în vigoare până astăzi la ora 2. Mesajul Ro Alert a venit puțin după miezul nopții și a vizat locuitorii din Luncavița, Grindu, Isaccea, Ceatalchioi, Chilia, Somova, Pardina și Văcăreni. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă sau să stea în casă departe de pereți și de ferestre. Asistăm la punerea în aplicare a unor măsuri ale autorităților, mai ales măsurile de protecție civilă, în sensul în care cetățenii din zonă au fost avertizați prin mesajul Ro Alert, pe perioada de 90 de minute, să ia măsuri de protecție, care sunt și explicate. Între timp, militarii români au început să construiască adăposturi de protecție pentru sătenii din Plauru, localitatea tulceană care se află peste Dunăre de Izmail și unde au căzut două drone. Adăposturile nu vor avea capacitatea să adăpostească toată populația. Ele sunt centrate mai mult pe Plauru, sunt eficiente și clădirile, iar acolo unde nu sunt condițiile create, în funcție de distanța între case, cei care n-au posibilități de adăpostire, să se adăpostească în adăposturile care sunt deja în curs de instalare de către Ministerul Apărării. Adăposturile instalate de armată la Plauru sunt formate din prefabricate din beton, care formează un fel de tunel lung de aproape 10 metri, cu o lățime de 2 metri și o înălțime de 1,5 metri la interior. Înăuntru, dar și la exterior, au fost puși saci cu nisip, tot cu rol de protecție.